Bun găsit, dragii mei! Sunteți cu mine la lecția de română cu har. Eu sunt Ana Maria, profesoară de limba română și m-am gândit astăzi să abordez modelul care a fost dat de către Ministerul Educației în privința evaluării naționale pentru anul școlar 2023-2024. Așadar, mă adresez elevilor de clasa a 8-a care se pregătesc intens pentru acest examen. După cum știți, vă puteți abona gratuit la acest canal, însă dacă doriți mai multe informații, mai multe sugestii, o să observați că anumite exerciții sunt pentru publicul larg, însă altele sunt doar pentru membri, atunci vă invit să investiți în educația voastră și să deveniți membri ai canalului meu, la secțiunea Evaluare Națională. Să începem! Mi-au plăcut foarte mult aceste texte. Primul text este unul poetic, Prietenul de Tudor Alghezi, iar cel de-al doilea text este unul narrativ, Povestea Dihorului și ce învățăminte putem trage din ea, de Adina Popescu. Bineînțeles că voi, atât în cadrul temelor pe care le realizați, cât și la simulări, mai ales la examen, trebuie să citiți cu atenție aceste texte. Și în același timp să vă aruncați privirea și spre exerciții. Chiar vorbeam cu acest referitor la acest aspect cu elevii mei și le comunicam faptul că este necesar ca în momentul în care citiți să, bineînțeles, să fiți foarte atenți și să observați care sunt exercițiile după ce ați făcut de pildă prima lectură. Ce mi se cere? De exemplu, la exercițiul numărul 1, A1, de la subiectul 1, notează din textul 2, adică din textul narrativ, doi termeni care denumesc animale. Și atunci voi fi mai atent în momentul în care, sau mai atentă în momentul în care citesc, să identific animalele. Am notat așa, după cum observați, cu albastru, ca și cum aș nota direct pe broșură, așa cum veți face și voi la simulări și la examen. Doi termeni care denumesc animale sunt dihorul și bursucul. Desigur că mai erau și alte animale. Însă, am respectat cerința, mi s-au cerut doi termeni, asta am făcut. După cum observați în acest text, mai aveți și alte animăluțe. Să vedem dacă le găsesc în timp util. Dihorul, bursucul, jderul și așa mai departe. Observați. Puteți să dați orice altă denumire. Atenție! Nu este necesar să formulați enunț așa cum am făcut eu aici. Voi puteți să scrieți direct dihorul și bursucul. Dar ca să fiu sinceră, eu întotdeauna îi îndrum pe copii să formuleze enunț cu subiect și predicat. Să nu se obișnuiască așa, fără să formuleze enunțul ca lumea. Punctul 2. Trebuie să scrieți, după cum știți, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect. Atenție la următoarele aspecte. Valorificând informațiile din textul 2. Deci suntem tot la textul al doilea, la acel text narrativ. Față de animalul apărut în curte, la început autoarea simte. Dacă observăm textul cu atenție, dacă încercăm să fim una cu textul, dacă îmi permiteți exprimarea, vom observa faptul că autoarea simte punctul B, curiozitate și îngrijorare. Așadar, B este răspunsul corect. Mergem mai departe. 3. Patrocle este numele unui câine din vecini. Și anume, punctul A este cel corect. Mai departe. Ursei este. Acum trebuie să mă raportez la textul 1, adică la textul poetic ce aparține lui Tudor Alghezi, care tratează prietenia frumoasă dintre om și animal. Este foarte, foarte frumos textul acesta. Așa, urse, puneți botul pe genunchii mei și uită-mi-te în ochi cu bunătate. Câine frumos, tu știi că ți sunt frate. Tu ai încredere în mine
Ciobanule de munte sălbatic, și ție bine, foarte frumos textul. Iată care este cerința. Trebuie să scriem în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. Urse este ignorat de ciobani, ignorat de stăpân, răsfățat de stăpân, răsfățat de străini. Desigur că v-ați dat seama, răspunsul corect este punctul C, și anume urse este răsfățat de stăpân. Cu siguranță și voi aveți un animal de companie și puteți observa cât de multă iubire vă transmite acel animăluț, ce stare de bine aveți când vă privește într-un anumit fel sau când îl mângâiați pe animalul respectiv. Am ajuns la punctul 5. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili dacă este adevărat sau fals, bazându-te pe informațiile din cele două texte. Așadar, aici trebuie să fiu foarte atentă și să fiți foarte atenți la enunț și să observați dacă respectivul enunț este adevărat sau fals, desigur, pe baza textului. Avem aici trei enunțuri referitoare la textul 1 și încă trei enunțuri referitoare la textul al doilea. Stăpânul se teme că va fi mușcat de ursei, sub nicio formă. Dacă vă uitați din nou cu atenție, se pare că atenția este cuvântul cheie al acestui videoclip, o să observați că citez. Colții de fier au însă mușcătura moale când îmi apucă mâna între zăbale. Știți foarte bine că un animal, și puteți să confirmați asta, de companie, atât o pisicuță cu ghearele ascuțite, cât și un cățeluș, ar putea să ne atace dacă ar dori, dar chiar dacă noi mai chinuim animăluțele, ei nu fac asta, ele, animalele, nu fac asta pentru că, desigur, ne iubesc și ne sunt recunoscătoare pentru grijă. Așadar, aici am pus fals, și anume, stăpânul nu se teme că va fi mușcat de urse, da? Pentru afirmația, stăpânul se teme că va fi mușcat de urse, se potrivește cuvântul fals. Am notat X direct pe broșură, așa cum veți face și voi cu stiloul de culoare albastră întotdeauna. Vă reamintesc la examen și vă sfătui să aplicați asta și la simulări. Nu aveți voie să folosiți picul sau pixul acela care are o cerneală diferită, care se poate șterge. Nu aveți voie nici cu pastă corectoare, nici cu radiera să șterge sau mai știu eu ce. Tăiați cu o singură linie, dacă de exemplu aici v-ați încurcat, nu știu, nu e fals, v-ați gândit mai bine, nu e fals. Tăiați cu o singură linie și scrieți că este adevărat, zicem prin absurd, da? Ursa este un câine de talie mare. Adevărat. Ursei a fost adus de stăpân din afara țării. Fals. Acum, mergem la textul al doilea. Dihorul este găsit în piața romană. Nu este adevărat. Amintește în text de piața romană, dar dihorul nu a fost găsit în piața romană, ci în curte. Adina Popescu aduce dovezi pentru a demonstra existența animalului. Adevărat. Autoarea decide să păstreze dihorul găsit. Nu-l păstrează. Fals. 6. Precizează felul rimei și măsura primelor patru versuri din textul arghezian. Ar fi bine să recapitulați tipurile de rimă. În acest sens am un videoclip pe care îl puteți urmări în mod gratuit, referitor la genul liric. Acolo întâlniți și figuri de stil, și aspecte referitoare la eul liric și la tipuri de rimă, măsura versului și așa mai departe. Cum stabiliți tipul de rimă? Păi trebuie să vă uitați cine
care cu care rimează, avem așa. Așa, ursei, puneți botul pe genunchii mei. Aveți așa. Ursei mei. Observați că rimează. Ursei mei. Respectiv, uită-te în ochi cu bunătate. Bunătate, câine frumos, știi că ți sunt frate. Așadar, ei, ursei mei, bunătate, frate. Rimează primul cu al doilea și al treilea cu al patrulea. Se formează așa, ca o pereche. Vedeți? 1 cu 2, 3 cu 4. 1 cu 2, 3 cu 4. Dacă se formează precum o pereche, automat avem rimă împerecheată. Asta am și scris. Rima este împerecheată. De asemenea, ni se solicită măsura versurilor. Cum fac acest lucru? Este foarte ușor. Voi despărți în silabe cuvintele din primul vers. Deci, haideți să despărțim împreună. Pe degete. Așa, ursei. Sunteți de acord cu mine că are primul vers 4 silabe. Următorul vers. Atenție la cratimă, să nu cumva să cădeți în capcană. Puneți botul pe genunchii mei. 9. Merg mai departe. Și uită-mi-ten. Ten, da? Ochi cu bunătate. 11. Aveți grijă aici la uită-mi-ten. Să nu cumva să despărțiți uită-mi-te în ochi. Adică să nu vă apară vreo silabă din neant. Pentru că nu ar fi corect, da? Avem și uită-mi-ten, ochi cu bunătate. 11, spuneam. Și ultimul, al patrulea. Câine frumos, tu știi că ți-s un frate. 11. Încă o dată. Câine frumos, tu știi că ți-s un frate. E corect. 11. De asemenea, aveți grijă la acest ți-s. 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 O singură silabă. Haideți să vedem cum am scris. Am scris așa la 6. Rima este împerecheată, iar măsura 4, 9, 11 și 11 silabe. Este acceptat să scrieți, să știți, și așa, cu ajutorul cifrelor. Dacă doriți, puteți să scrieți și P, A, T, R, U, 9 și așa mai departe, da? Dar este ok și așa, cu cifre. 7. Prezintă în minimum 30 de cuvinte. Atenție, trebuie să aveți acest număr minim de cuvinte, vi le numărați frumos, un element de conținut comun celor două texte date, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text. Este destul de simplu acest exercițiu, pentru că, după câte observați și ați mai avut experiența simulărilor, poate, sau experiența textelor în general, textele acestea care se dau la evaluarea națională sau în vederea pregătirii pentru acest examen sunt asemănătoare. Adică, voi veți avea la examen două texte care, în mod sigur, vor avea ceva în comun. Voi deja v-ați dat seama că este vorba despre relația ființei umane cu animalele sau prezența animalelor sau conexiunea omului cu animale. Nu știu, vă puteți exprima în toate modurile posibile, astfel încât, sau cu condiția, ca voi să respectați ideea de apariție a animalelor. Asta este ideea centrală. Elementul conținut comun. Care este? Voi vă prindeți, este ușor să vă dați seama. Acum întrebarea se pune, bine, dar cum facem să dăm secvențe relevante din fiecare text? Trebuie să știți că nu este necesar să dați citate din text. Este în regulă dacă doar vă referiți la o anumită secvență din text. Numai
că trebuie să precizați la care text vă referiți, și anume la primul text, ce evidențiați de acolo, și la cel de-al doilea text. Iată cum am exprimat eu. Un element comun al celor două texte constă în relația ființei umane cu animalele. Și acum m-am dus pe primul text. Un exemplu potrivit din primul text este dat de privirea blândă a unui câine pe care îi oferă stăpânului. Fapt ce arată adevărul din constatarea omului, și anume, tu ai încredere în mine. Eu am considerat că este bine să asociez privirea blândă a câinelui cu această constatare a eului liric, conform căreia animalul are încredere în om. Consider că această secvență este relevantă pentru text și pentru a demonstra faptul că aici, și anume în textul 1, întâlnim relația omului cu animalul. Desigur că voi puteți să alegeți și altă secvență, probabil cea în care omul vine de la muncă, sau mă rog, vine acasă și este întâmpinat cu drag de câine. Și această secvență era bună. Merg mai departe cu textul al doilea. În textul al doilea se remarcă uimirea stărită de un dihor ajuns în curte, care este o apariție bizară, având în vedere că oamenii sunt obișnuiți cu animale domestice, precum pisicile sau câinii. Am considerat că este bine să mă raportez la faptul că acest dihor a ajuns în curte, ceea ce stârnește uimirea. Consider că am dat secvențele relevante, m-am încadrat în cele 30 de cuvinte, am cel puțin 30 de cuvinte și merit punctajul maxim, 6 puncte. Vă mai ofer gratuit un exercițiu, mai bine spus rezolvarea acestui exercițiu. Discutăm despre punctul 8, despre mini-textul argumentativ, așa cum le spun eu elevilor mei de clasa 8-a. Dragilor, avem un mini-text argumentativ la punctul 8, dar și un text mare argumentativ care poate fi dat la subiectul al doilea. Și în principiu formularea este similară, dar trebuie să avem în vedere aspectele pe scurt în textul 8, în exercițiul 8, și aspectele nuanțate, demonstrate prin exemple mai multe, prin argumente, pentru o posibilă compunere la subiectul al doilea. Ideea este că dacă un elev știe ce înseamnă să argumenteze, să-și exprime opinia, să-și o susțină cu ajutorul unui exemplu din text, respectiv cu ajutorul experienței personale, cu siguranță se va apropia de punctajul maxim sau poate că îl va obține pe cel maxim, de ce nu? După cum spuneam, acesta este exercițiul de exprimare pe care vi-l mai ofer în mod gratuit, invitându-vă ca pentru punctul 9, respectiv pentru unele subiecte de gramatică și pentru compunerea referitoare la mesajul textului, să deveniți membri ai canalului meu la secțiunea Evaluare Națională. Haideți să revenim la punctul 8. Iată cerința. Crezi că rețelele sociale oferă soluții potrivite pentru rezolvarea unor situații dificile? Motivează-ți răspunsul în 50-80 de cuvinte, valorificând textul al doilea. După cum ați observat, vă ajut pentru ca voi să vă exprimați mai bine, pentru ca voi să obțineți punctajul maxim, de ce nu, în vederea pregătirii pentru evaluarea națională, și asta fac acum cu ajutorul punctului 8. Așadar, vă ofer un mini text argumentativ pe care îl puteți nota în cadrul acestei rezolvări. Iată cum am formulat. Răspunzând la întrebarea, crezi că rețelele sociale oferă soluții potrivite pentru rezolvarea unor situații dificile? Consider că rețelele de socializare pot oferi soluții pentru problemele dificile. Este foarte important ca
Atunci când ne confruntăm cu situații noi, să împărtășim experiența proprie cuiva pentru a primi sfaturi de la persoanele cunoscătoare, cu atât mai mult cu cât familia nu ne poate ajuta în acel moment. După cum se desprinde din textul al doilea, persoana care a găsit un dihor în curte a postat pe Facebook poze cu acesta, luând astfel legătura cu un biolog care a dus animalul în habitatul său. Tocmai prin intermediul acestor rețele, lucrurile s-au rezolvat în privința dihorului. Iată care sunt aspectele de care am ținut cont pentru a realiza rezolvarea acestui exercițiu care a fost dat în cadrul modelului oferit de minister. Am avut un verb care arată opinia. Este important să aveți asta. Eu m-am încadrat în spațiu, am sub mai puțin, dacă nu chiar 100 de cuvinte, 99 dacă nu mă înșel. Revin la verb. Verbul este consider. Voi puteți să utilizați și cred. Cred că. Da? Consider că. Sau corectorii de tipul în opinia mea. Din punctul meu de vedere. Puteți să folosiți și așa ceva. Este perfect în regulă. Numai că trebuie să aveți grijă să vă încadrați în 50-100 de cuvinte. Ei bine, dragilor, am mai ținut cont și de alte aspecte. Și anume, trebuie să reiau cumva cerința, și anume, să mă refer la rețelele sociale care oferă sau nu soluții pentru rezolvarea unor situații dificile. Păi, se pare că în text se evidențiază o situație dificilă. A apărut un dihor în curtea mea. Ce mă fac? Ce-i cu ăsta? Nu știa ce animal este, de fapt. Care-i treaba cu animalul? Care este tendința noastră a oamenilor? Să punem mâna pe telefon, nu? Să fotografiem acel animăluț și eventual să-l și postăm, așa cum s-a întâmplat în situația asta. Dar ce poate ieși din asta? Păi poate să iasă un lucru bun, pentru că, iată, oamenii au dat sfaturi cu privire la acest dihor, iubitorii de animale, cunoscătorii situației, i-au oferit soluții, cu atât mai mult acest biolog s-a priceput să-l scoată din gaura respectivă, din adăpostul lui pe care și-l făcuse și să ducă animalul în habitatul său. Pentru că, desigur, nu se putea păstra acest animal în curte. Așadar, aceasta este concluzia, și anume faptul că rețelele de socializare pot oferi soluții pentru rezolvarea unor situații dificile, mai bine spus, oamenii care fac parte dintr-o anumită comunitate pe aceste rețele pot oferi soluții. Nu rețeaua în sine oferă, ci oamenii care utilizează rețelele. Spuneam că următorul exercițiu, și anume punctul 9, cel referitor la asocierea textelor, este destinat doar acelor persoane care investesc în educație și care au ales canalul meu, mai concret, au achitat taxa aferentă secțiunii Evaluarea Națională, însă ofer informații despre acest exercițiu și publicului larg. V-aș sfătui să aveți în vedere un text care conține tot un animăluț. Gândiți-vă la niște texte pe care le-ați citit, fie că sunt texte lirice, fie că sunt texte epice, adică narrative, și care conțin relația aceasta strânsă dintre om și animal. Ideea este să găsiți și o valoare comună. Valoarea comună ar putea fi loialitatea, având în vedere că animalul manifestă loialitate față de om, dar o să vedeți că și omul este afectuos, este iubitor față de animal. Așadar, sfatul meu este să vă gândiți la un text care ar putea să fie asociat cu prietenul de Tudor Arghezi, care în mod obligatoriu ar trebui să conțină un animal. Un exemplu pertinent ar fi Dumbrava minunată, un alt exemplu ar putea fi balada
Miorița, asupra căreia m-am oprit și eu. Mergem mai departe la subiectele referitoare la gramatică. B1. Scrie în caseta litera corespunzătoare, răspunsul lui e corect. I este semivocală în ambele cuvinte din serie. Varianta corectă este punctul D, și anume, orașului. Observăm că I este semivocală pentru faptul că se rostește mai slab. Și noi așa facem la școală, așa învăț pe copii încă din clasa a 5-a. Copii, gândiți-vă, dacă puteți prelungi un sunet și nu se aude ciudat, îl putem prelungi în mod firesc, atunci acel sunet este vocală. Orașului se poate prelungi fără probleme. În schimb, dacă aș zice orașului, nu merge să zic orașului. Clar, asta înseamnă că U este vocală și I este semivocală. Mergem mai departe la următorul cuvânt. Același lucru se aplică și pentru viezurele. Dragilor, vă reamintesc. Dacă un sunet se poate prelungi în mod firesc, fără să sune ciudat, e clar că acel sunet este vocală. Dacă nu se poate prelungi, dacă forțez prelungirea, dacă se aude ciudat când prelungesc acel sunet, înseamnă că este semivocal. Haideți să testăm. Am testat mai devreme orașului. Testăm și pentru viezurele. Având în vedere întrebarea, I este semivocal în ambele cuvinte din serie. Sau cerința aceasta. Viezurele. Cum vi se pare că sună? Viezurile. Ezurele. Deloc bine. În schimb, viezurele. Viezurele. Este regulă să zic viezurele. Dar dacă zic viezurele, nu e regulă absolut deloc. Ceea ce înseamnă că I este semivocală, iar E rămâne vocal. Răspunsul corect este 1D. Mergem mai departe la exercițiul următor, și anume la 2. Seria care conține doar cuvinte compuse este desigur și careva. Ce înseamnă cuvinte compuse? Înseamnă acele cuvinte unite, da? Formate practic din două sau mai multe cuvinte care îndeplinesc același rol. Sunt luate împreună, da? De plus sigur s-au unit aici. Care plus va. Cușcă, capcană este în regulă, dar țis nu mai este în regulă. Ți este un pronume, să este un verb. Nu sunt unite aici, nu sunt cuvinte compuse. Deci n-au treabă cu ideea de compunere ca mijloc de îmbogățire. Dacă mă gândesc la punctul C, mușcătura ursuleț, nu e vorba despre compunere, este vorba despre derivare. De la a mușca, mușcătura, de la urs, ursuleț. Aici s-a adăugat un sufix. De fapt, în ambele situații avem a face cu sufixul, însă în privința cuvântului ursuleț, întâlnim un sufix diminutival care, și spre bine, micșorează cuvântul. De la urs am ajuns la ursuleț. Deci nu pot să spun că ce e varianta corectă, pentru că nu este. Asemenea, necunoscut și acele nu se încadrează în situația lui necunoscut, fiind vorba despre derivare, nu despre compunere. Mergem puțin mai departe. La punctul 3. Cuvintele subliniate în enunțul pe aici a început să primească mâncare, ne-a luat niște pufuleți din mână și i-a dus în vastele lui apartamente, sunt utilizate în ordine cu sens. Mână e sensul propriu. Așadar,
ar putea fi corectă varianta C, dar ar putea fi corectă și varianta D. Trebuie să mă hotărăsc. În vastele lui, apartamente. Ei, aici apartamente nu mai este, cuvântul apartamente nu mai este folosit cu sensul propriu, ci cu sensul figurat. Așadar, varianta corectă este punctul C. Nu se referă la apartamentele acestea în care locuim noi, la bloc. Da? E clar că nu discutăm despre sensul propriu, ci despre cel figurat. Punctul 4. Omonimul cuvântului e subliniat în secvența, totuși seamănă mai degrabă cu un urs foarte mic, este utilizat în enunțul. Păi seamănă are două sensuri. Noi știm că omonimul sau omonimele reprezintă cuvintele care au fix aceeași formă, dar sensuri diferite, fără legătură între ele, precum broască, broasca ușii s-a stricat, exemplu clasic ce este dat la școală, respectiv broasca țopăie sau sare pe lac, da? Mă refer la viețuitoare. Seamănă se referă la asemănarea, nu la legătura pe care ar putea să o aibă o persoană cu alta din punct de vedere fizic. Să zicem, mama mea seamănă foarte bine cu o actriță. Dar se aseamănă fizic. Probabil că au ochii asemănători, mă rog, părul sau mai știu eu ce. În schimb, eu pot să spun și agricultorul seamănă grâul toamna târziu. Și aici nu mă mai refer la o asemănare. Da? E clar că varianta corectă este A. Voi avea 4A și voi scrie aici cu stiloul, cu pixul de culoare albastră, nu uitați, punctul A. Mai departe, 5. Trebuie să transcriem din fragmentul dat trei substantive comune aflate în cazuri diferite pe care le vom preciza. Am selectat copiilor din contextul. Le va și povesti copiilor. Pun o întrebare. Cui să povestească? Cui? Întrebarea cui, țineți minte, este valabilă pentru cazul dativ. Copiilor dativ. Da? Mai departe, animale de apartament. Aici nici nu-mi bat capul foarte mult. Pentru că eu știu că atunci când apare prepoziția simplă de, specifică acuzativului, îmi indică, desigur, cazul acuzativ. Așadar, apartament se află în cazul acuzativ. Iar animale se află în nominativ, ceea ce am și făcut, am și scris. Mergem mai departe la punctul 6. Alcătuiește un enunț asertiv, un enunț în care eu fac o afirmație. Pun punct la final. În care pronumele personal la persoana a doua, numărul singular, să aibă funcția de atribut. Eu țin minte ce înseamnă persoana a doua în privința pronumelui personal. Se referă la tine. Tu, tine, da? Nu pot să zic tu aici, voi spune tine. Și am alcătuit enunțul astfel. Conversația cu tine m-a făcut un om mai bun. Dragilor, aici este foarte important un aspect. Chiar dacă voi considerați că poate nu ați nimerit funcția sau poate nu mai știți cum să realizați această funcție sintactică, este important să realizați un enunț, adică să creați acel enunț cu termenul respectiv, cu cuvântul respectiv, pentru că vi se oferă punctaj și dacă inserați termenul tine, cuvântul tine, în enunț, deși, repet, nu respectă funcția sintactică de atribut așa cum respectă în situația mea. Totuși, voi primiți punctaj și pentru faptul că ați alcătuit un enunț asertiv în care să existe cuvântul tine. Da? Așa că nu vă temeți și nu vă, să nu vă fie teamă, practic, de faptul că nu ați nimerit funcția. Măcar primiți punctaj pentru alcătuirea enunțului asertiv cu cuvântul respectiv. De ce cu tine este atribut? Este simplu răspunsul, pentru că noi știm că înaintea lui avem un substantiv. Regele aici, da, elementul regent, așa-l numesc eu regele, este un substantiv. După substantiv urmează un atribut. 99,9% din cazuri. Și mai pun o întrebare. Care mi-a dat asta? Care conversație cu tine?
Răspunsul este cu tine. Cu tine este atribut pronominal. Ce trebuie să mai fac? Un enunț interrogativ să aibă semnul întrebării la final, în care substantivul câine să aibă funcția sintactică de complement indirect. I-ai dat mâncare câinelui. Dacă vă amintiți, mai devreme am identificat un cuvânt copiilor care se afla în cazul dativ. De data aceasta, a trebuit să îl pun pe acest substantiv câine în funcția de complement indirect, tot în cazul dativ. Pentru că dacă vă uitați la cui, și o să scriu asta, nu, voi nu scrieți la examen, vă luați doar notițe de aici. Cui este o întrebare specifică dativului care arată câi. Știți prea bine ce înseamnă câi din cui. Complement indirect. Cui. Complement indirect. Câinelui. Și am respectat cerința. Exercițiul 7 este explicat doar membrilor canalului meu, precum și punctul 8. Cu toate acestea, o să vă ofer câteva detalii despre maniera în care puteți să scrieți un text de minimum 150 de cuvinte, în care să prezentați mesajul textului sau semnificația textului Prietenul de Tudor Arghezi. Dragilor, această compunere este realizată de către mine integral, disponibilă, bineînțeles, celor care achită taxa aferentă secțiunii denumite Evaluarea Națională. Ce trebuie să faceți voi ca să fie bine să primiți punctajul apropiat de cel maxim sau poate chiar punctajul maxim? O să vă spun în cele ce urmează. Când vi se mai dă această cerință referitoare la mesajul textului, este bine să realizați o definiție a mesajului pe care să o aveți în majoritatea rezolvărilor. Ce reprezintă mesajul? Mesajul textului este acea semnificație profundă pe care, evident, autorul o dă mai departe cititorului. Noi, ca cititori, avem șansa, dacă vreți să mă exprim așa, de a înțelege mesajul, de a încerca să înțelegem mesajul unui text. Dacă vi se cer 4 trăsături ale lui Ursei, desigur că trebuie să dați din nou la textul Prietenul de Tudor Arghezi și să vedeți ce trăsături fizice sau morale, dacă vreți, sunt evidențiate acolo. Fie că e vorba despre frumusețe, fie că este vorba despre bunătate, le scrieți și vă raportați la text. De asemenea, trebuie să interpretați două figuri de stil diferite care sunt relevante pentru mesaj. Voi, pe parcursul acestei rezolvări, trebuie să aveți cuvântul mesaj. Trebuie să impresionați corectorul prin intermediul exprimării voastre, prin faptul că voi ați înțeles textul. Este important să puneți și puțin suflet în fiecare compunere pe care o faceți, în fiecare cuvânt pe care îl rostiți, pentru că astfel, acel suflet pe care îl puneți pe tavă, va trece mai departe, va trece sticla, cum se spune, va trece pagina, va trece stiloul, va ajunge la cel care corectează, pentru că cel care corectează este un profesor de limba română, pasionat de lectură, iubitor de meserie și vă va aprecia exprimarea. Vă spun sigur acest lucru. Și dacă voi gândiți că vă va aprecia exprimarea, chiar așa va fi. Dacă voi aveți îndoieli, atunci veți transmite asta mai departe. 4 trăsături ale lui Ursei, nu uitați să le menționați pe baza textului și să spuneți că aceste trăsături susțin mesajul textului. Veți interpreta două figuri de stil și, slavă Domnului, în text veți găsi epitete, veți găsi comparații, veți găsi metafore, dar nu e suficient să le găsiți, trebuie să le și comentați, pentru că acestea sunt relevante pentru mesaj, pentru text. Nu trebuie doar să le găsiți și să spuneți: ei, lasă că profesorul ăsta își dă el seama ce am vrut eu să spun. Nu, profesorul nu își dă seama ce ai vrut să spui până nu spui. Da? Și să prezinți o emoție exprimată sau un sentiment exprimat în textul poetic. Fie
dragostea, fie dorul, voi alegeți la ce vă referiți. Dragilor, acestea sunt informațiile pe care le-am putut prezenta în mod gratuit pentru voi. Sper ca voi să-mi apreciați videoclipul cu un like, în cazul în care v-a fost util. Și dacă doriți mai multe detalii, îmi puteți scrie în comentarii și prioritate, bineînțeles, în ceea ce privește ideea de a răspunde la aceste comentarii, vor avea membrii canalului meu lecția de română cu har, adică vor avea persoanele care investesc în educație. Numai bine vă doresc! La revedere!